care astăzi a fost dezbătut în cadrul comisiei, deci a fost, sau s-a referit, mai bine zis, deci la eliberarea permiselor de conducere și problemele majore prin care se confruntă cei care se programează propriu-zis la susținerea examenului, da? Și actele de corupție care sunt în urma programării, deci propriu-zise. Această audiere am făcut-o la solicitarea mai multor cetățeni. Vreau să le mulțumesc pe această cale și că astăzi, în timpul dezbaterilor, am primit o parte din mesaje pe care le-am vociferat, sunt întrebări, le-am vociferat chiar și în cadrul dezbaterilor. Deci este un lucru bun, reîncurajez și mai departe când sunt asemenea subiecte să fie activi și chiar în timpul dezbaterilor să vină cu întrebările necesare pentru a putea clarifica anumite situații prin care se creează în urma activității instituțiilor de stat. Deci e marea problemă care a fost indicată de către anumite deci persoane, a fost că nu se pot programa propriu-zis la susținerea examenului. Astfel, chiar pe pagina deci ASP-ului se găseau intermediari care își propuneau serviciile pentru programare. Da? Deci acest lucru era posibil din simplu motiv că nu existau sau nu era necesar pentru programare mai multe date în care persoana era programată. Astfel, deci un cetățean putea să facă 100 de programări, astfel ocupând toate locurile care puteau cineva să fie examinat și începea să vândă aceste locuri pentru persoanele care aveau nevoie să susțină deci examenul, deci propriu-zis. Sumele erau clare, 400 de lei doar pentru programare. În timpul dezbaterilor s-au fost evidențiate și alte probleme, deci au fost evidențiate, în care comisia a venit cu anumite concluzii. Deci prima, să fie eliminat principiul teritorial de susținere deci a examenului. Astăzi, acolo unde înveți, dacă înveți în Chișinău sau înveți în Ungheni, Bălți, poți susține examenul deci doar la deci în teritorial, la una din instituțiile acreditate pentru examinare. Ceea ce am propus noi astăzi este excluderea acestui principiu teritorial. Dacă există un loc liber pentru susținerea examenilor, deci la, de exemplu, Ialoveni, cineva poate merge, chiar dacă este la Bălți, și consideră de cuvință că are nevoie mai repede să susțină acest examen. Se poate înregistra la una din aceste instituții ale ASP-ului. Doi, să existe mai multe date pentru, să se ceară mai multe date pentru cei care se înscriu la susținerea examenilor. Trei, să se ia în calcul de către ASP deschiderea mai multor centri de examinare, deci în viitorul deci apropiat, pentru că asta este o problemă. Deci în urma unor calcule bine făcute pentru a calcula câte școli sunt din punct de vedere demografic, cum sunt amplasate aceste școli, accesul cetățenilor deci la instruire și de ce și următorul pas, deci să existe și accesul spre susținerea deci examenilor. 5. Pentru evitarea corupției, deci din partea unor instructori în vederea susținerilor examenilor, deci la conducere, este dotarea mașinilor pentru examinare cu camere de filmat și crearea unui centru de monitorizare, deci propriu-zis, a procesului de examinare. Acest lucru va oferi posibilitate celui care susține examenul. În cazul când, intenționat, să admitem o asemenea situație, nu este admis pentru, adică în urma examinării, să poată contesta, să poată merge, să conteste rezultatul examinării și astfel excluzându-se posibilitatea ca cineva intenționat să creeze probleme celor care susține deci examenul. Sunt și alte probleme de genul acreditării școlilor auto, dar aici urmează să vină cu recomandări atât deci ASP-ul, Ministerul Afacerilor Interne, CNA-ul și alte deci instituții, pentru a putea face ordine și în acest deci domeniu. Deci cel mai important este că oamenii să poată susține cât mai leger examenul, să dispară acești intermediari privind examinarea și trei,
Deci, propriu zis, dispariția acestui criteriu regional. Asta au fost cele două subiecte care am vrut să